Un număr de 32 de agricultori au depus cereri pentru produsul capital circulant agricol în perioada 15 martie-26 aprilie. 30 de dosare au fost aprobate. Datele au fost prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu o garanție din partea statului în valoare de până la 1.600.000 de lei, dar nu mai mult de 80% din valoarea creditului. Produsul capital circulant agricol este conceput pentru susținerea necesităților imediate ale sectorului agricol. Destinația creditelor acoperite de acest instrument este finanțarea mijloacelor circulante, inclusiv refinanțarea creditelor acordate pentru finanțarea mijloacelor circulante. Pentru creditele acordate până în data de 31 decembrie 2024 sunt acceptate credite clasificate în categoria de risc numai rea decât substandard. Noul instrument de creditare a devenit disponibil pentru agricultori din 15 martie. Agricultorii interesați pot să se adreseze băncilor comerciale la care sunt deserviți pentru a accesa instrumentul financiar.